Ce mă face mai fericit astăzi? Sau perioada asta, următoarea lună? Să investez mai mult în educația mea și în businessul meu? Sau să investez timp cu familia mea? Sau să mă duc într-un club? Sau să plec într-o vacanță? E un skill care se dezvoltă, asta vreau să spun. Și singurul inamic sau dușman ești tu, ăsta din oglindă sau care te uiți în camera telefonului tău. Tu decizi cât de departe vrei să mergi. Autenticitatea înseamnă curaj, înseamnă provocare, înseamnă responsabilitate și înseamnă să fii tu sincer cu tine ca în momentul în care greșești sau nu ți iese cum vrei, să spui, bă, nu mi-a ieșit. Bucurii divine, Andrei Dichiar. Salut, Mario. Bucurii divine. Pare bine să fiu în sfârșit în podcastul tău. Și eu mă bucur să fii aici și mă bucur că mi-ai acceptat invitația să facem acest podcast. Cu drag. Andrei Dichiar este antreprenor în primul rând, de un an de zile aproape. Se ocupă cu transformarea nu-lui în da, în primul rând. Are o afacere în acest domeniu, în arta vânzării. Și cine ești, Andrei? Sunt o persoană care pot să spun despre mine că sunt în continuă schimbare, de la zi la zi, de la lună la lună. Am fost și sunt pasionat de educație și de dezvoltare personală, așadar am investit foarte mult în zona asta și merg foarte mult pe partea de educație. Asta și promovez. Cum a spus și Mario pe scurt, sunt trainer de vânzări, de public speaking și am dezvoltat acest program de vânzări de care o să-ți povestesc și ție și vouă în minutele următoare, transformă nu-l în da și pe baza lui încerc să învăț pe oameni cum să-și creeze un mindset curat și bun în vânzări, să nu fie insistenți acolo unde nu este nevoie, cum să se prezinte și să vorbească relevant cu clienții lor, cum să facă follow-up, da, deci pe scurt mindset-ul în vânzări. Înțeleg. Și cum ți-ai deprins această abilitate? De fapt, cum ai găsit această dorință de a face acest lucru, Andrei? Cum ți-ai dat seama că asta e pentru tine? Cum ți-ai dat seama că asta vrei să faci în viața ta? Să schimbi mindset-ul oamenilor în vânzări? Am fost mereu atras de zona de educație, așa cum am spus. Am crescut într-o perioadă unde la școală nu era încurajat prea mult să vorbești liber, să spui părerea, să pui întrebări. Mi s-a întâmplat de foarte multe ori când întrebam ceva la școală să se râdă de mine sau să se facă mișto, să spună, băi, de ce nu pricep sau de ce trebuie să-ți explic ce n-a fost clar de prima oară. Iar chestiile astea pe mine m-au frustrat și mi-au creat dorința asta de a spune, măi, în momentul în care o să ajung, în viață nu știam că va fi la 20 de ani, la 30, la 50 de ani, când o să ajung să am putere în a fi eu și a avea ceva relevant de a spune oamenilor, vreau să schimb această paradigmă și să pun numărul alături de alții, că sunt și alți oameni care au mentalitatea ca a mea și să îi învățăm pe oameni să aibă curaj să vorbească liber, să pună întrebări, să-și dezvolte un mindset corect, o mentalitate bună în a fi ei și a schimba și ei la rândul lor lumea. Și care este primul pas pe care l-ai făcut, Andrei, atunci când ai văzut la grădiniță, la școală, la facultate, că atunci când ieșeai în față ți se tăia craca de sub picioare, aș putea spune, care a fost primul pas prin care ai trecut la acțiune și ai zis că vrei să înveți să vorbești în public fără să îți pase de lumea care te insultă sau care te jignește pentru ceea ce spui sau nu spui? Sincer, primul lucru pe care îl făceam atunci pe moment era să continui. Adică dacă e un lucru cu care m-am născut și la care am fost bun încă de mic, a fost să nu renunț și să continui. N-a fost ușor, nu știam exact că asta înseamnă, dar efectiv simțeam că trebuie și pot să merg mai departe. Nu mi-era ușor, că mă întorceam rușinat în bancă sau poate chiar era toată ziua, eram deprimat sau mă simțeam rușinat că în capul meu mă făceam de râs. Dar acum
la 31 de ani realizez că nu-i nimic rușinos în a pune întrebări și a spune băi, n-am priceput, că asta e, suntem oameni, poate nu pricepem de prima oară, poate nu pricepem de a treia oară și întrebăm de câte ori e nevoie ca să primim, ca să înțelegem ceea ce simțim că e nevoie. Și cum ți-ai deprins, cum ai observat că ți s-a deprins această energie de motivație și de continuitate de mic, Andrei? Cum ai văzut acest lucru? Că pot, am observat de multe ori și la mine că de multe ori văzând că oamenii mă trag în jos sau cum ai spus și tu la școală, că mi se întâmpla și mie de foarte multe ori când ieșeam la tablă să îi spun profesoarei lecția sau ceva să nu știu și să mă bulbui sau să nu știu, da, să nu știu lecția și să fiu luat în râs și după să mă întorc în bancă supărat. Și asta am observat normal, nu doar mie, ci și în rândul oamenilor de la școală cu care eram în trecut. Și că erau luați în râs și ei. Și poate ei nu mai aveau motivația să treacă la acțiune și asta i-a împiedicat în viitor, adică când au crescut mari, să mai pună întrebări, să caute și să găsească răspunsuri. Cum ai găsit tu această putere în interiorul tău să continui chiar și atunci când ai văzut obstacole în calea ta? Știi vorba aia din Biblie că ce ție nu-ți place, altuia nu-i face? Da. Asta simțeam în interiorul meu, era un fel de frustrare și am zis, măi, când o să ajung, ți-am spus, nu știam exact vârsta, dar când o să ajung atât de bun încât să pot să dau la rândul meu și să schimb mentalități, am zis că o să o fac. Și cu gândul ăsta am continuat, am mers foarte mulți ani și am zis, eu vreau să învăț, să mă dezvolt, să fiu atât de bun sau suficient de bun, încât în momentul în care pot, ți-am zis, nu știam vârsta, dar în momentul în care pot, să încep să lucrezi, să lucrezi cu adulți, cu copii, cu antreprenori, cu soloprenori, corporatiști, anyway, nu conta, cu oricine puteam să-l învăț, să-l ajut să fie mai bun sau să fie diferit, mai curajos, am vrut să o fac. Deci ți-ai găsit un scop. Da. Prin această suferință, ți-ai găsit de ceul pentru a continua. Și consider că de ceul tău s-a pornit din prisma acelei suferințe, adică tu dacă nu trăiai acea suferință și nimeni nu râdea de tine la școală, crezi că mai aveai acest de ce? Adică crezi că ți-ar mai fi creat în interiorul tău acea doză de motivație sau era ceva normal și nu ai mai fi văzut acel lucru ca un scop? Ca să fiu extrem de transparent cu voi și cu tine, Mario, nu știu. Sincer, nu cred. Eu cred că experiențele și lecțiile și trăirile care ne impactează emoțional te formează ca om. Pentru că în momentul în care ești într-o situație grea sau într-o situație de suferință, ai niște conștientizări și niște trăiri. Și poți să alegi să mergi pe un drum întunecat în care să produci și tu mai mult rău și suferință sau să fii ca ei, sau poți să alegi să lupți, să încerci să schimbi ceva. Și eu am ales cea de-a doua variantă, să încerc să lupt și să schimb ceva. Știi? Nu pot să spun dacă aș fi avut totul pe tavă sau dacă ar fi fost ușor, poate n-aș fi avut conștientizările astea. Adică dacă eram cel mai șmecher din clasă sau cel mai frumos, cel mai faimos și aveam drumul dulce în față, poate eram mai arogant decât sunt astăzi, poate mai superficial, poate eram cu totul altcineva, știi? Dar așa, înțeleg, și orice întâmplare și moment dificil, și acum cele pe care le trăiesc, că în fiecare viața e presărată și cu momente bune și cu lecții, fiecare moment pe care eu îl consider greu sau dificil, încerc să transform într-o lecție ca apoi să fiu mai bun și să pot să le ofer oamenilor ceva din experiența mea. Atât în public speaking și atât cât și în vânzări, pe lângă algoritmi și structuri, întrebări și tot ce este acolo, contează foarte mult cum lucrezi cu mindset-ul omului și ce valori îi dai. Noi ca traineri trebuie, pe lângă tool-urile practice, care sunt structuri, algoritmi, metafore și tot ce conțin, trebuie să oferim oamenilor și exemplul nostru ca valoare. Adică tu ca trainer, ca să fii un trainer bun, trebuie să fii un om de la care omul respectiv să poată să învețe și învață din cine ești tu ca persoană, ce valori ai, cât de echilibrat ești, ce conținut de calitate oferi. Să fii trainer e o meserie dublă. Odată trebuie să fii tu bine cu tine și trebuie să fii bun și prin ceea ce oferi mai departe. Și că tot ai deschis această discuție, da, cum ai învățat să îmbini partea personală cu partea profesională, Andrei? Foarte mult coaching cu coach profesioniști, foarte multă reflectare internă. Da. Eu numesc audit intern. Am început încă din facultate să mă gândesc ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, ce vreau să fac. Sunt dispus să lupt pentru ceea ce vreau să fac și am început de la a face o dată pe săptămână,
am ajuns acum în prezent să fac poate și de două ori pe zi, dimineața și seara, în funcție de ce volum are de muncă. Și cum îți faci auditul? Care sunt acțiunile prin care îți faci auditul, Andrei? Prin care vorbești cu tine? Prin care faci... prin care reflectezi? Vorbesc cu vocea mea interioară, da, cu Andreiul din mine. Și mă gândesc foarte clar la targetul pe care mi l-am pus, obiectivele pe care mi le-am stabilit și unde sunt în fiecare zi ca să ajung acolo și ce mă împiedică. Pentru că tot timpul când ne trezim dimineața și când ne culcăm seara, ne trezim poate cu o teamă, o frică să luăm frâiele zilele respective în funcție de cât de multă presiune sau cât de multe taskuri avem de făcut în ziua sau în săptămâna respectivă. Și de cele mai multe ori mine și scriu. În momentul în care scriu și văd cu ochii ce îmi dictează mintea, văd cu ochii pe foaie, simt că este mult mai ușor realizabil. Și la fel am un grup de persoane cu care vorbesc și le spun foarte clar ce vreau să obțin și să verbalizez ce ai în cap, ajută foarte mult la atingerea obiectivului. Și cum îți faci claritate în viața ta personală și profesională, Andrei, luând pixul și foaia în mână? Ce întrebări îți spui sau ce faci concret pentru a avea claritate în viața ta? Mă gândesc întotdeauna primul lucru că în momentul în care iei o decizie să faci o anumită acțiune, ai niște avantaje, slash beneficii și niște dezavantaje și niște pierderi. Pentru că uite și cum noi suntem aici, am ales să vin să vorbesc cu tine, am beneficiu de a mă deschide în fața oamenilor și a le oferi din ceea ce știu eu și puteam să fiu poate acum la mare, la munte, să mă plimb prin parc sau așa. Deci asta e o chestie așa lejeră, pierderile sunt minuscule sau nu există nicio fel de pierdere, mult mai fain și clar sunt aici, e ceea ce mi-am dorit. Dar sunt momente în care, de exemplu, alegi business-ul sau activitățile tale de muncă în detriment de a petrece timp cu iubita ta, soția ta, familia. Corect. Sau în detrimentul faptului de a nu-ți crea o relație intimă sau o familie. Știi? Corect. Și cum știi să le armonizezi? Cum poți să-ți dai seama când ai petrecut prea mult timp în afacere, în viața profesională și ai uitat de viața ta personală? E o muncă continuă. Pentru că, cel puțin, eu am început să cochetez cu mediul ăsta antreprenoriat. De un an de zile mi-am deschis oficial firma. Am început să merg în direcția antreprenoriatului din 2020, de când a izbucnit pandemia. M-am trezit, lucram la corporație, m-am trezit singur închis într-o cameră, blocat în casă de restricții. Nu mai conta ce cămașă aveai pe tine, nu mai conta ce ceas aveai, cât de carismatic era în spatele unui laptop cu o cameră de calitatea pe care o avem toți, cameră video cu calitatea pe care o are toată lumea. Fii deștept, fii inteligent, vinde sau câștigă-ți pâine. Și conta în momentul respectiv doar educația și cât de bun erai. Și ca să-ți răspund, ăla a fost momentul în care eu m-am trezit și am zis că de acolo vreau să fiu tot mai bun și să mă dezvolt tot mai mult. Ca să-ți răspund la întrebarea ta, eu îmi pun întotdeauna întrebarea cât de relevant este ceea ce vreau să fac astăzi sau cât de mult îmi asum ceea ce pot pierde. Și în felul ăsta îmi dau seama unde vreau să mă duc. De asta e o întrebare bună. Ce mă face mai fericit astăzi? Sau perioada asta, următoarea lună? Să investez mai mult în educația mea și în business-ul meu? Sau să investez timp cu familia mea? Sau să mă duc într-un club? Sau să plec într-o vacanță? Iar pe partea personală cu oamenii, eu cred foarte mult că oamenii buni sau oamenii oamenii potriviți nouă vor veni pe parcurs sau se vor identifica cu misiunea noastră, cu energia noastră, cu vibe-ul nostru și se vor alătura nouă. Și bănuiesc că asta contează și de ceul nostru și de scopul nostru, cum vorbeam la început. Și care au fost pașii prin care ți-ai descoperit de ceul, Andrei? De ce ai vrut să faci public speaking? De ce ai decis să începi această afacere în afară de suferința pe care ai trăit-o în copilărie? Ți-am zis, a pornit de la ideea cu școala, că simțeam frustrat că nu ne încuraja să fim noi și să spunem toate prostiile care ne treceau prin cap, că până la urmă asta e școala. Am mai vorbit într-un podcast acum 3 săptămâni pentru copii, tot în ideea asta, că școala ar trebui să ne încurajeze pe noi ca oameni, ca tineri, să spunem tot ce ne trece prin cap, pentru că atunci e momentul în care merită să greșești cel mai mult. Când ești adult, fiecare greșeală te costă și te costă bani, te costă timp, te costă energie. Iar de ce ăsta, cum a pornit toată povestea? Da. Eram în 2017, lucram pentru o companie elvețiană aici în România și vindeam baze de date în cloud, soluții de baze de date în cloud. Într-o piață în care în momentul respectiv, în industria respectivă în care lucram eu, era ceva foarte wow, foarte nou. Oamenii
cumpărau, dar apoi nu foloseau. Și clienții noștri mari veneau către noi, ok, furnizorii cumpără, dar noi nu putem, tot în Excel-uri și în Word-uri lucrăm, că nu implementează. Și atunci ce să facem? Hai să facem learning și education, hai să-i antrenăm, să-i trainuim. Și știu că la început, când eram în compania respectivă, eram puțini oameni, eram vreo 5-6. Da. Și vândusem serviciul ăsta către un client destul de mare, vânzarea o condusesem eu. Și mi-a cerut clientul, nu neapărat mie, a cerut clientul șefului, managerului companiei, trimite-mi un om să învețe pe oamenii mei să lucreze cu platforma. Da. Și vrând nevrând, dar pe momentul respectiv m-au trimis pe mine. Da. Și atunci, în 2017, am ținut primul training de produsul respectiv. Și mi-a plăcut cumva, am legat frustrarea și lipsa aia, uite, acum pot să spun, poate lipsa de importanță. Știi, da, în momentul în care făceau aia mișto de mine la școală, îmi dădea o lipsă de importanță și faptul că eu nu reprezentam ceva util în lume, știi? Și nu eram apreciat. Cred că tuturor ne place să ne simțim apreciați. Mai direct sau indirect, cred că toți la finalul zilei ne place să primim un compliment sau să ne arate cineva că suntem iubiți și observați și apreciați. Ținând training-ul ăsta acolo, m-a făcut să mă simt foarte bine. Și am zis, băi, asta e, gata, știu ce vreau. Și de atunci am început, în 2017, făceam ce vindeam la companie, într-o lună, două, după ce implementa echipa tehnică din Germania, soluția se ducea Andrei fizic sau online, depinde de companie, și le făcea training-ul. Așa, asta au fost 2 ani jumate, apoi am plecat în corporație în sfârșit, prima experiență cu corporație, n-am vrut să plec de la început, pentru că am vrut să mă formez în companii mai micuțe ca să prind mai multe roluri și să am mai multă deschidere. Da. În corporație procesele mult mai bine stabilite și ai fiecare doar cu rolul lui. M-am dus în corporație unde făceam doar vânzări și venise pandemia și făceam vânzări din cameră, de la mine în tricou și în pantalon de training. Până atunci în corporație făceai vânzări fizice? Nu, n-am, ca asta, am început în corporație când a venit pandemia. Am înțeles. Altfel, altfel ai fi început vânzările fizice. Probabil, da. Probabil, da. Probabil că da. Deci ai început direct online? Am început online, da. Și aveam timp seara, că dacă eram blocați în casă, în pandemie, aveam timp și am început am zis că vreau să dezvolt, să învăț pe oameni și zona asta de soft skills, de public speaking, cum să vorbească. Eu la origine sunt o persoană introvertă, deși îmi place să petrec timpul cu oamenii și îmi dă foarte multă energie și mă simt bine printre oameni, dar la origine sunt o persoană introvertă. Și am zis că vreau să ajut și genul ăsta de persoane, că înțeleg cum sunt eu și știu, am tool-urile necesare să lucrez cu oamenii introverți ca să-i învăț să fie mai extroverți sau să se simtă mai bine când vorbesc pe scenă, când vorbesc cu one-to-one, când sunt poate la un podcast, când sunt cu colegii la muncă și trebuie să țin o prezentare, de exemplu pentru corporații, în orice context. Înțeleg. Și care sunt skill-urile necesare pentru a învăța să vorbești în public? Care sunt pașii necesari pentru a învăța să vorbești în public din câte ai observat, Andrei? Să realizezi, primul lucru ține de mindset. În prima oară trebuie să dorești să vrei să faci chestia asta. A doua oară să accepti faptul că trebuie să te antrenezi și să fii antrenat. Nu e ceva ce poți să înveți într-un curs de o ședință sau două sau trei. E un proces de viață. Mie mi-a luat și mie așa cum. Și de la zi la zi găsesc alte metode de a vorbi sau face o prezentare. E un proces continuu de creștere. Trebuie doar să vrei să-l faci. Deci asta e. Prima oară să știi că vrei să-ți asumi că vrei să începi. Da. În al doilea rând să știi că trebuie să vrei să te antrenezi și să te lași antrenat. Da. De o persoană cu care să lucrezi. Și în al treilea rând să știi că în momentul în care ieși în față vor fi oameni care vor fi atenți la tine, oameni care se vor uita pe telefon, oameni care se uită pe pereți, oameni care o să plescăie și vor fi momente în care o să te bâlbâi, poate te încurci, uiți ce ai de spus și astea nu sunt capăt de țară. Adică nu moare nimeni dacă uită ce are de spus sau, da, socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg. Că una ești tu când prezinți la tine, când îți faci discursul la tine acasă. Da. Și alta ești când urci pe scenă, dacă este să ții un discurs în fața oamenilor sau când începi să faci o prezentare către colegi virtuală sau fizică. În afară de școală, atunci când erai luat în râs, ți s-a mai întâmplat până acum, Andrei, să nu-ți iasă un discurs? Da. Și cum, care este impactul? Care a fost impactul pe care l-aveai? Adică a fost vreodată un discurs în care a fost așa de jarnic în ghilimele încât să nu mai
vrei să mai ții discursuri sau să nu mai vrei să mai faci acest lucru și care a fost acela și cum te-ai simțit în acel moment? A fost în 2020, la început, prin ianuarie-februarie, când am ținut primul discurs în afara contextului de a ține training-urile la companiile astea. Urcasem pe scenă într-o seară liberă de a vorbi, da, destul de sigur așa pe mine, zic, bă, eu țin training-uri de produs, n-am cum să nu știu să vorbesc în 2-3 minute despre o temă generală. Și am tras un bilet, era ceva de genul, îmi povestește o experiență din trecut pe care poți să o spui sub formă unei lecții oamenilor care te ascultă. În mare, altfel era structurată pe foiță, dar cam asta era ideea. Și vorbisem de o relație din care tocmai ieșisem de, la final de decembrie 2019, o relație în care am fost destul de stângaci, dar am învățat foarte multe din ea și m-a ajutat mult. Și am vrut să le ofer oamenilor experiența din ce am rămas. Și am venit acolo pe, în față, erau, cred că în sală, 30 de oameni plus minus. Da. Și n-a ieșit nimic. Am pornit, cred că am vreo 3 povești. Pornisem de la domnișoara asta cu care eram, m-am dus în muncă, m-am dus în stânga, m-am dus în dreapta și da, fai de capul meu, băi. Eu țin training-ul de produs și nu sunt stare să vorbesc pentru 30 de oameni dintr-o poveste pe care am trăit-o. Ah, a fost lame, foarte lame, jalnic. Și m-am dus pe scaun și n-am murit, oamenii de lângă n-au râs, mulți au venit și m-au încurajat și mi-au zis, băi, n-aș fi avut curajul să ies pe nepregătite în față să vorbesc. Și este mai așa, uite că există și oameni. Da, hai să... Hai să continui. Și m-am dus așa, cred că vreo 2-3 luni, în fiecare săptămână, sau la 2 săptămâni, până a fost în online, că a venit pandemia. Da, deci era ceva săptămânal. Da, e un skill care se dezvoltă, asta vreau să spun. Și singurul inamic sau dușman ești tu, ăsta din oglindă sau care te uiți în camera telefonului tău. Tu decizi cât de departe vrei să mergi. Și bineînțeles, povestea diferă de la persoană la persoană. Suntem unii cărora ne ia mai mult până să ajungem într-un stil confortabil și alții care sunt poate mai obișnuiți să vorbească sau le vine mai ușor. Și atunci le ia mai puțin, știi? Da. De aia zic. Călătoria diferă, dar ține de tine dacă vrei să o faci sau nu. După ce ai trăit această experiență așa de jos și văzând că oamenii vin la tine și te încurajează, tu cum ai trecut mai departe? Din încurajarea oamenilor sau ai avut puterea și intrinsecă de a continua? Cum ai văzut acest lucru? Încurajarea oamenilor mi-a luat energia și am văzut, mi-am conștientizat că n-am murit, știi? Adică nu mori. Oamenii n-au timp să, hai să zic că ăia care sunt în jur râd poate 2-3 minute sau o dată. Dar apoi fiecare se întoarce la viața lui, la problemele lui. Adică nu o să rămâi tu ca om să-și aducă aminte, mamă, s-a făcut unul de râs sau nu știu cine. Adică treci peste, se trece foarte ușor peste, știi? Că fiecare avem problemele și responsabilitățile noastre în ziua de astăzi. Și văzând că nu mor, da, am zis hai să încep să continui, că m-am simțit bine. Prima oară am fost destul de lăutar, recunosc, că mă duceam doar ca să iau din nou energia aia faină pe care am avut-o în față. Dar în timp, după o lună aproximativ, asta înseamnă în timp, mi-am dat seama că eu chiar vreau să, în câțiva ani, să fiu trainer de așa ceva și să învăț pe oameni să depășească momentele prin care am trecut eu atunci când m-am făcut de râs, să nu renunțe dacă se întâmplă ceva de genul ăsta, sau chiar să-i ajut să nu trăiască așa ceva. Deși, sincer, mi-ar plăcea măcar o dată în viață fiecare dintre voi să treceți prin ceva asemănător. Nu din răutate, ci pentru că vă formează. Eu sunt adeptul momentelor dificile, eu întotdeauna am încercat să ies din zona de confort, câteodată poate chiar prea mult sau prea devreme și m-am trezit, ok, e poate un pic mai mult decât ai putea duce, da, dar asta te formează și așa poți să fii trainer și așa poți să fii o persoană relevantă în viață și să ajuți mai departe. Din momentele grele și din provocările pe care le depășești, că acolo e know-how și acolo e cunoștința. Corect. Și cum te-ai decis să ți faci propria ta firmă, Andrei, și să faci acest proiect, Transformă Nu-l în Da, cum a venit el? A venit cu timpul, a venit natural. Foarte pe scurt, după experiențele astea, am început să mă duc la training-uri și să mă pregătesc, să învăț algoritmi, să învăț structuri, să învăț ce înseamnă public speaking în spate. Da. Pentru că, vedeți voi, e nevoie să știi niște algoritmi și niște structuri pentru a transmite concret și coerent și cu impact mesajul. Dar, pe lângă asta, degeaba ai tu cel mai impecabil discurs structurat dacă nu pui emoții și vulnerabilitate. Adică, povestea voastră de viață întotdeauna o să bată structura. Dar structura este importantă ca să-ți prezinți mesajul și povestea relevant și oamenii să rămână cu ceva. Poți să ai tu cea mai faină poveste,
Dar dacă spui cum am început eu în 5 părți și nu închizi părțile alea, e egală cu 0. De ce oamenilor le frică să fie autentici, Andrei? Adică ți-a fost frică vreodată să fii autentic și vulnerabil? Da. Și care este motivul pentru care noi oamenii, în general, nu suntem autentici și vulnerabili? Noi, ca români, fiind încă o țară cu o mentalitate ex-comunistă sau crescuți cu mentalitatea aceasta, ne este frică de asumare. Noi, ca români, nu suntem asumați și ne este frică de eșec pentru că, v-am zis, s-a făcut foarte mult mișto de noi, am fost certați, am fost coși în fața clasei, s-a râs de noi, am fost pedepsiți și atunci preferăm să ne ascundem în spatele unor cutume sau în spatele altor persoane și să spunem, păi da, dar uite, X așa face sau m-am luat după X sau după Y. Nu ne asumăm, știi? Autenticitatea înseamnă curaj, înseamnă provocare, înseamnă responsabilitate și înseamnă să fii tu sincer cu tine că în momentul în care greșești sau nu ți iese cum vrei, să spui, bă, nu mi-a ieșit. Asta înseamnă autentic. Adică în spatele autenticității trebuie să ai coloană vertebrală. Și nu sunt foarte mulți oameni care să fie autentici. Și autenticitatea se construiește. E un proces care se construiește. Și care sunt pașii prin care ți-ai creat autenticitatea, Andrei? Prin a-mi asuma riscuri. Și am pune un de ce sau am pune un target, un obiectiv, vreau să obțin asta și mă duc acolo. Am vrut să fiu trainer. Da? Și am ajuns să fiu trainer. Bun, am pornit cu un discurs în trei direcții în 2019, în decembrie. Da. La ajunge să pregătesc pe alți oameni să urce pe scenă în fața 50, 100, 200 de oameni. Și a fost un drum lung de greșeli. Au fost momente în care am învățat eu de la oamenii cu care am lucrat. Ce iarăși nu este nimic greșit. Pentru că oricum, zi de zi înveți ceva și asta e un avantaj pentru un trainer, că lucrează cu oameni și cu cât lucrează cu oameni mai fain, cu atât poate învăța chestii mai faine de la oamenii respectivi. E un proces continuu de creștere. Care sunt lecțiile pe care le-ai învățat, Andrei, din public speaking și din afacerea pe care ai decis să o construiești? Mai din public speaking sau mergând în direcția asta de public speaking, asta am învățat, că nu mori dacă greșești, că greșeala este o lecție și dacă ești destul de curajos cu tine să înțelegi ce n-a ieșit bine și să înveți din asta, te va propulsa mult mai în față apoi. Am învățat să fiu eu, autentic. Am învățat că nu e bine să alergi după orice client sau să lucrezi cu orice persoană, ci e bine să vorbești cu oamenii, să le spui, să vadă cine ești tu și să-i lași pe ei să vină spre tine. Hashtag atrage, nu urmări sau nu... Da, ceva de genul ăsta era vorba. Da. Nu fi disperat după oameni, ci lasă oamenii să vină după tine. Da. Și cum ai făcut asta? Cum îți ai schimbat ștacheta, aș putea spune, din a fugi după oameni în a lăsa oamenii să vină spre tine? Fiind disperat și fugind după oameni. Așa mi-am dat seama că ne ajută. Unele lecții ne înveți testând. Serios. Adică da, dar disperarea e bună, îți spun sincer. Și vă recomand tot să fiți disperați într-un singur mod. Fiți disperați să fiți cea mai bună versiune a voastră, fiți disperați să arătați oamenilor cât de bun sunteți. În ideea de a căuta moduri și a nu renunța, da? A fi obsedat, băi, vreau neapărat să obțin lucrul ăsta. Și aici dacă îmi faci, dai voie să dau un scurt exemplu concret, mă uit la Transformă Nu Unda, la workshop-ul meu al doilea din mai, de pe 20 mai care a fost. Am început promovarea lui undeva în aprilie, la început, cam 6 săptămâni am avut. Și în prima săptămână am confirmat cu 3 oameni. Și am zis, mama, am 3 oameni în prima săptămână, păi până pe 20 mai trebuie să schimb sala, că îmi trebuie una mai mare. Porma am plecat într-o delegație în Germania, a venit Paștele Nemților, a venit Paștele Românesc. După Paștele Românesc din aia 3-4 oameni am rămas cu unul singur. Și mai erau vreo 2 săptămâni până la workshop și am zis, vai, să vezi cum nu-l mai țin. Era groaza mea cea mai mare atunci, să nu cumva să nu-mi țin un workshop. Și am început, știi, să caut, du-te la evenimente de networking, fost campanii plătite pe internet, vorbește cu oamenii, roagă-i să distribuie mai departe, toate posibilitățile. Într-un final, m-am dus la comunități de networking, am vorbit, într-un final am strâns 13 oameni în sală. Dacă la prima ediție am avut 10 în sală, la a doua am adus 13. Și e foarte mult 13, pentru că e un workshop practic, în care eu lucrez, este un fel de masterclass în care lucrăm pe business-urile oamenilor. Adică maxim, recomandarea mea este să am 10 oameni în sală, ca să pot să mă ocup de fiecare. Deja 13
din având unul, ajungând la 13, m-a pus un pic în dificultate să văd cum modific, astfel încât să se bucure toată lumea de atenția mea și de exercițiu în sine. Și o să-ți povestesc și la final cum se desfășoară. Da, deci asta a fost, dar am fost atât de disperat în dorința de a aduce oameni în sală, încât am făcut-o ce mi-a stat în putință. Da, pe unii i-a deranjat, că poate am fost prea insistent. La altora le-a plăcut și le-am zis, băi, eu am mai văzut trainer, dar la tine îmi place că tu parcă vorbești din suflet și chiar ceea ce vinzi, parcă ești chiar tu pe tine, te vinzi pe tine și hai că vin, știi? Da, adică oamenii mereu te vor percepe diferit, unii vor rezona cu tine, alții nu. Dar obsedarea, să fii disperat în ideea asta, de a spune visul pe picioare, eu vă recomand tuturor. Dacă voi nu simțiți măcar la început disperarea asta, e clar că poate nu e drumul tău sau nu-ți dorești atât de mult să reușești. Înțelegi? Și acum mi-am schimbat într-adevăr abordarea. Nu mai vorbesc despre ce este produsul respectiv, ci cum ți-am povestit în mașină până am ajuns aici. Da. Le spun oamenilor unde îi poate duce. Dacă văd în privirea oamenilor sau în voce că sunt interesați și le sclipește și le surâde ideea, le povestesc. Dacă nu, îi zic, uite, ăsta e numărul meu, sau dacă mă știe cineva, dacă până pe, acum îl țin pe 7 octombrie, da. Dacă până pe 7 octombrie te răzgândești și îți sună bine, te aștept, știi? Sau scriem să-ți dau mai multe detalii. Ok, și atunci când vorbești cu omul, îi spui numai cu ce îl poate ajuta fără să intri în detalii. Îi spun ideea, la ce îl poate ajuta și unde îl poate duce. Asta după ce îl targetez, că nu-l prezint oricui, adică e important să fie și în zona cursului. Corect. Să fie antreprenor, să fie soloprenor, să facă vânzări sau comunicare, să fie sau om de corporație, că și acolo și pentru oameni de corporație se adresează cursul, știi? Dar asta vă recomand, fiți obsedați, fiți disperați în a crește și a ajunge atât de buni încât am îndeplinit visul și a înțelege ce nu merge dacă nu merg lucrurile. Asta e singura disperare pe care eu o recomand. Nu disperarea aia de orice persoană pe care o vezi poate fi clientul tău. Aia nu e bună. Și cum poți schimba acest mod de gândire dacă mult timp ai trăit cu prisma hai să fac vânzări mergând spre oameni și fiind disperat și văzând că tot aia fac și nu-mi vine mintea la cap să schimb această alternativă prin care să fac ca oamenii să vină spre mine, nu eu spre oameni. Care ar fi modalitatea prin care acel om de vânzări poate să-și schimbe focusul? Prima oară trebuie să conștientizezi faptul că nu obții rezultate pe care le vrei sau nu obții rezultate deloc. E ce cred că e cel mai important lucru, să conștientizezi, măi, nu sunt bun la chestia asta momentan, nu-mi ies așa cum vreau. Și nu-i nimic greșit în a nu fi bun la ceva, că așa te dezvolți și crești. În al doilea rând trebuie să vezi ce simți că nu iese. În al treilea rând trebuie să cauți, ok, poți să rezolvi singur problema, poți să-mi cumpăr un curs online, poți să citesc pe internet, poți să și al patrulea lucru, vorbește cu oamenii. Caută-ți un trainer, caută-ți un coach, caută o persoană din zona respectivă care pentru tine e relevantă și te poate ajuta. Deci conștientizare, acțiune concretă care constă în a vedea ce nu merge și apoi a căuta moduri de a o rezolva. Și al treilea lucru care ține de lucru 2, găsește oamenii sau tool-urile potrivite să rezolvi problema. Sau dacă nu, poate nu ești făcut pentru vânzări, se întâmplă. Caută-ți alt domeniu, adică nu toți trebuie să vindem direct. Oricum noi ca oameni ne vindem pe noi cel puțin, asta e clar. Dar poate nu meseria ta nu este să-ți câștigi pâinea sau existența din a face vânzări, servicii sau produse. Poate ești omul din spatele procesului de vânzare sau omul care face implementarea după ce cineva vinde serviciul sau produsul respectiv. Mulțumesc. Și alte lecții pe care le-ai învățat, Andrei? În general, ideea de antreprenoriat. Da, și antreprenoriat. Încă trei. Trei lecții importante. Da. Am învățat că valoarea ta ca om nu e dată neapărat de rezultatele pe care le obții pe termen scurt, ci e dată de cât de mult ești capabil să te ridici și să te reinventezi în momentul în care lucrurile nu merg așa cum ți-ai plănuit. Asta e cea mai importantă lecție din punctul meu de vedere, ca mindset, atât pentru antreprenori cât și pentru noi ca oameni. A doua lecție importantă e, și o să spun sub forma unei mici pilde, imaginează-ți că ești o sămânță și că ești pusă pe o tavă de aur, de sticlă de argint, dar soare. Și soarele reprezintă condițiile optime, fără nicio dificultate, fără nimic. Dacă tu treci printr-o viață în care nu ai provocări
și momente dificile, sămânța aia va fi arsă sau distrusă de către soare. Da? Acum imaginează-ți tu ca fiind sămânță băgat în pământ, în noroi, cu apă, cu frig, cu vânt, cu ploaie, cu soare, cu tot. Cum crești ca o floare, ca un copac, ca un vrej de fasole, ca ce vrei tu. Da? Deci pământul ăla în care crești tu sunt toate provocările și toate lecțiile tale care te formează ca om. Deci nu momentele bune, că mă întrebai tu la început dacă cumva, dacă n-aș fi avut experiențele alea, dacă aș fi fost cine sunt astăzi. Cred că n-aș fi fost. Că de obicei dacă crești în condiții bune nu simți durerea sau presiunea oamenilor și poate ești arogant, poate ești slab. Deci, de obicei condițiile bune creează oameni slabi, condițiile rele creează oameni puternici. Și a treia lecție, de ce asta zic, nu fugiți de momentele grele, că ele vă formează caracterul și pe voi ca oameni. Și a treia lecție, nu lăsa pe nimeni să spună că nu poți, nici pe tine. Vor fi prieteni, colegi, soție, soț, iubit, iubită, frate, soră, care poate îți vor spune, băi, nu, ești nebun, nu poți face asta. Sau de ce să faci chestia asta, de ce să te cumplini? Nu îi asculta. Indiferent cât de dragi sunt oamenii respectivi, nu îi asculta. Dacă tu simți că de ce-ul tău e în direcția aia, du-te și fă-l. Și spun foarte simplu și de ce. Atât în lumea de astăzi, cât și în relații, dacă tu nu ești ok cu tine prima oară și nu ești împăcat cu tine, tu nu poți să oferi oamenilor nimic. Și societatea se bazează pe tine să dai mai departe. Un job sau o pâine mănânci în momentul în care oferi un serviciu pe care oamenii îl pot folosi sau un produs. La fel în relații avem momente dificile și e bine să ai oameni care să stea. Dacă tu toată viața nu ai nimic de oferit, bărbatul sau femeia aia, da, se va duce la altcineva. Deci de acolo începeți. Correct. Fiți ok cu voi ca să puteți fi relevanți în viața celor dragi vouă. Fii ok cu tine. Da, fii ok cu tine. Hrănește-te pe tine ca să poți să-i hrănești pe alții. Care consideră că sunt cele mai relevante succesuri pe care le-ai avut în această viață? Care te-au motivat, care te-au bucurat? Și dacă vrei să le împărtășești. Primul care vine acum în minte, da, se întâmpla în octombrie 2020, când m-am dus în Slatina cu o prietenă foarte bună de-a mea, are o asociație acolo pentru liceeni și acolo am ținut, să spun așa, on my own, eu cu mine, primul meu training de public speaking în fața copiilor din asociația respectivă. Și cea mai mare succes sau victorie în ziua respectivă a fost să-i văd cum au prins curajul și plăcerea de a vorbi despre întâmplările lor și cum au implementat un pic de structură. Pentru că într-un training de 3 ore nu poți să devii public speaker. Dar poți să începi să înțelegi că ai nevoie de un mesaj final puternic de transmis, să știi că ai nevoie de un fir roșu în discursul tău. I-am făcut un pic de ordine în ideea asta și asta mi-a plăcut. Asta a fost și este cel mai mare succes. Și în general, când văd pe om că vine și îl iau din punctul A și îl duc în punctul C, E, F, depinde, da, de fiecare. Da. Nu o să spun niciodată în punctul Z, că v-am zis, nimeni nu poate să-ți garanteze, oricât de bun ești, că într-o sesiune de 2-3 ore, jumătate de zi te scoate public speaker. Asta e o chestie care se formează în timp și se simte. Minunat. Deci asta e întotdeauna cea mai mare victoria mea și sper să o trăiesc de cât de multe ori pot pe zi sau pe săptămână. Al doilea cel mai mare succes a fost când am văzut primii oameni la mine la Transformă Nu, da, pe 18 martie, primul workshop. Când i-am stat acolo au fost 10 oameni. Mă uitam la ei la început, deci că erau copiii mei, adică nu vreau să încep cursul pentru că efectiv vreau să trăiesc momentul ăla. Mă uitam la ei, ei se uitau la mine, nu înțelegeau ce se întâmplă, credeau că am uitat ce am de spus, că nu mai știu, în fine, nu, eu eram extrem de fericit, mă uitam la ei și eram, Doamne, mi-am atins visul. Da, a fost wow. Dar ăla, cum să spun, a fost momentul meu pentru mine, fericirea mea. Fericirea, da, generală, da, țineți, când îi văd pe oameni schimbându-se sau adaptându-se. Și altă fericire, da, faptul că, uite, de la 28 de ani mi-am găsit direcția în viață. Sunt unii oameni care o caută toată viața și nu o găsesc. Sau o găsesc, dar n-au curajul să o urmeze. De la 28 de ani, plus minus, mi-am dat seama că identitatea mea va fi de trainer. Că încep procesul respectiv, nu știam că la 31 de ani o să am programul meu, nu știam că voi deveni antreprenor. Eu am început vânzările din 2016-2017, adică experiența aveam să scot, da, ceva. Da. Dar nu știam dacă o să am viziunea, dacă o să am curajul
Și asta e foarte liniștitor pentru mine, că uite, eu de la 28 de ani am direcția mea, știu ce vreau să fac, știu drumul pe care să cresc, nu știu ce va așterne viața în față, nici nu mă interesează, dar știu că având DCO-ul ăsta puternic, mai repede, mai greu, alergând, în genunchi, târându-mă, o să continui. Felicitări! Mersi! Și o ultima întrebare aș mai avea, Andrei. Cum faci o vânzare fără să vinzi? Chiar acum poți să faci o vânzare fără să nu vinzi. Păi eu cred că deja am făcut-o. Sau am folosit tehnica care mie îmi place. Am povestit despre mine în decursul ăsta de cât timp a trecut, jumătate de oră, o oră. V-am povestit despre cine sunt eu, cum văd lucrurile, de unde am plecat. V-am spus că am programul meu de vânzări, v-am spus că au fost două ediții, urmează acum a treia. Dacă sunteți interesați să vă dezvoltați pe vânzări, știți că urmează, am zis și 7 octombrie, un următor curs. Știți cine sunt eu, la fel, dacă vreți, în mod privat, dacă rezonați cu cine sunt eu, oamenii mă pot căuta. Sigur, care sunt rețelele de social media unde te pot găsi oamenii, Andrei? Facebook, Instagram, LinkedIn. Încerc să mă acomodez și cu TikTok-ul, dar sincer nu rezonez foarte mult încă cu el, dar vreau să aduc și zona educativă în TikTok. Sigur, vor fi toate rețelele tale în descrierea acestui podcast. Așa. Deci pe românește, să vinzi fără a vinde, da, înseamnă a te pune în fața omului așa cum ești tu. Dacă omul rezonează cu tine, va căuta ceea ce oferi. Asta e primul pas. Trebuie să te arăți omului ca să vadă dacă rezonează cu tine. Asta e prima scară, prima treaptă pe scară. A doua scară, dacă omul rezonează cu tine, te va căuta. Și trebuie să-i și oferi, ai nu să stea să tool-urile necesare să te găsească. A doua, când te caută și vede, trebuie să oferi conținut. Dacă veți intra pe paginile mele menționate, veți găsi foarte multe materiale educaționale. Efectiv, momente tăiate din trainingurile mele, unde vorbesc și ofer conținut. Și acum, în septembrie, la ora în care noi filmăm podcastul, de două săptămâni, am început să ofer și momente de genul ăsta din cum văd eu lumea, cine sunt eu, ce principii, ce mentalitate am, ca să treceți mai mult de zona de educație, să vedeți cine e băiatul ăsta Andrei Dicker și dacă are ceva inteligent de spus. Așa, cam ăștia sunt pași, ăștia doi văd. Prezintă-te, fii cine ești tu, oferă conținut de valoare ca oamenii să vadă ce ai de făcut și vorbește cu oamenii. Dacă omul spune nu, nu fă dușmanul tău sau nu lucrează cu mine, ăsta nu e important, nu mai vorbesc în viața mea cu el. Nu, pentru că cineva cu care nu lucrezi astăzi îți poate recomanda pe altcineva cu care poate faci mai mult business sau poate peste 6 luni, un an vine la tine, pentru că tu ai drumul tău și te schimbi, eu am drumul meu și mă schimb și dacă noi nu rezonăm astăzi, poate peste un an suntem cei mai buni prieteni sau vei fi cel mai bun client al meu sau eu al tău, I don't know. Deci ăștia sunt pașii. Promovare constantă, iarăși e important, și să spuneți ceea ce, să faceți ceea ce spuneți, e foarte important, pentru că suntem mulți oameni care vorbim în social media astăzi, dar nu toți și fac ceea ce spun că fac. Asumare, perseverență, conținut de calitate și transparență, în ce ordine vreți voi. Astea sunt elementele. Ce se întâmplă în cursul tău în Transformă Nu în Da? Transformă Nu în Da e masterclass-ul, l-am creat ca un masterclass practic de vânzări, conține experiența mea de 8 ani în vânzări directe și telesales. Are două roleplay-uri mari, unul pe calificarea clientului prin întrebări și unul prin gestionarea obiecțiilor, prin câte tipologii de clienți. Eu așa am structurat cursul, asta e viziunea mea. Am zis că poți să faci vânzări, să ai mai mult succes în vânzări dacă tu califici tipologia clientului înainte să-i vinzi. Sunt clienți care au experiență în piață și de multe ori interesează nu neapărat produsul pe care îl vinzi, că deja cunosc produsul sau serviciile, da, produsele sau serviciile din domeniu, că îl interesează pe tine, Mario, cum îți mulțumești clienții, de ce sunt la tine în portofoliu, de ce lucrează cu tine, care sunt valorile tale, principiile tale. Sunt clienți în piață neexperimentați cu care trebuie să faci foarte mult coaching și learning, cum am făcut eu la compania în 2017, de mă duceam să învăț pe oamenii lor training, să făceam training pe produse. Da. Sunt clienți indeciși care de multe ori au avut experiențe proaste cu oamenii de vânzări înainte sau cu produse sau servicii, sau sunt indeciși că nu cunosc și atunci îi trimite poate soția sau mama sau iubita să cumpere sau șeful și atunci ei nu știu, dar trebuie să cumpere ceva. Sunt clienți tăcuți care de multe ori trebuie să fie, poate să-i abordezi într-un mod mai pasiv ca să nu-i sperii și să afli totuși ce vor.
sunt clienții care, da, facem, dregem, cumpărăm, ce, nu de 50 de euro, nu, de 50 de milioane de euro. Și, pormă, stați că, de fapt, nu se mai poate sau dispar sau nu cumpără. Toate chestiile astea eu le-am gestionat și am creat niște întrebări. Am ales din piață, că întrebările deja există. Când am creat roata, am cizelat-o sau am făcut-o mai smooth, cum se cheamă, mai lină. Da, întrebări de calificare prin care tu poți să afli nevoile oamenilor și ăsta este primul roleplay mare. Și al doilea roleplay este gestionarea obiecțiilor tot așa în funcție de tipologiile de clienți. Unii sunt mai interesează mai mult, dar de ce tu ca om, pe alții interesează prețul, pe alții interesează alte tipuri de beneficii, că fiecare categorie de om are fricile sau obiecțiile lui. Și asta e roleplay-ul 2. Eu ce fac, ce îmi place mie și consider că fac diferit, este de aia lucrez cu maxim 10 oameni în principiu. Da. Eu cu o săptămână înainte vorbesc cu fiecare persoană care vine în workshop, îl pun să-mi povestească despre business-ul lui ca să pot să-i creez un use case surpriză. El când va veni aici automat, toți vor fi atât clienți cât și vânzători. Pentru că în momentul în care tu ești clientul business-ului tău și vânzătorul business-ului tău, vei avea niște momente de aha, în care vei ști, când te pui, îți pui pălăria de client, vei vedea cum te simți tu ca și client la tine și poți să te gândești când va veni clientul adevărat la tine, cum să-l gestionezi. Când ești vânzător, e mai ușor că ai mai făcut treaba asta, dar aflându-te aici în față, cu un use case dat de mine pe o tipologie de client, vei întâmpina anumite dificultăți pe care va trebui să te obișnuiești să le depășești. Și fiind încă 9 sau 8 oameni în sală plus mine trainerul, da, este feedback-ul pe care tu îl primești. Corect. Deci ești într-un mediu constant de creștere. Și e la final partea de mesaje de spar gheața, când numești pe recomandări și vrei să-ți faci o listă de clienți, și partea de follow-up. Asta conține cursul. Știi? Super tare. Și asta am făcut o vânzare directă acum, dar așa a fost întrebarea. Am făcut și vânzare indirectă și directă. Da. Ce sfat vrei să dai de final, Andrei, oamenilor care au urmărit până la final podcastul? Așa cum am spus, cred că acum plus minus 10 minute, e foarte important de câte ori alegi să te ridici când ai putea renunța. Asta e sfatul meu. Nu renunța, alege să te ridici mereu. Așa să fie. Mulțumesc, Andrei, cu pentru drag. Valoarea pe care ai adus-o în acest podcast. Drag. Viața nu e un sprint, viața e o cursă lungă. Deci ai toate șansele să câștigi dacă îți dozezi bine energia și pașii. Așa să fie, să continuăm pe drumul pe care am ales să mergem. Corect. Atunci, și cine nu l-a găsit să-și pună întrebări. Da, și eu tac că eu aș putea vorbi toată viața despre ce fac. Bucurii divine tuturor, să ne revedem cu bine și un like, un share, un subscribe, un comentariu legat de ceea ce v-a plăcut, ceea ce nu v-a plăcut, ceea ce vreți să puneți în practică, dacă vreți să veniți la cursul lui Andrei, voi pune toate detaliile în descriere și până data viitoare, bucurii divine și să ne revedem cu bine!